Cred că imaginile vorbesc de la sine, dar crede-mă și pe cuvânt că sunt absolut delicioase aceste aripioare picante cu suc de portocale. Sunt și iuți, și dulci, și crocante în același timp. Hai să-ți arăt cum se pregătesc. Am folosit 700 de grame de aripioare de pui pe care le-am asezonat cu sare și piper. Am urmărit apoi frumos aripioarele pe ambele părți într-o tigaie încinsă cu puțin ulei. Am ales să pun alături și câțiva cartofi pe care i-am tăiat în cubulețe și pe care îi voi rumeni la air fryer. Pentru o crustă frumoasă am amestecat cartofii cu boia dulce, am adăugat și usturoi granulat, sare și ulei de măsline. Am eliminat apoi aripioarele din tigaie și le-am lăsat puțin deoparte și m-am ocupat de următoarele ingrediente. Am tăiat foarte fin o bucățică mică de chimbir, vreo 2 căței de usturoi și un vârf de ardei iute. Am adăugat cu curaj în acest preparat și sucul de la 3 portocale și nu mi-a părut rău deloc. Încercați și voi și sigur o să fiți încântați de rezultat. Am rumenit doar câteva secunde ingredientele, iar apoi am adăugat aripioarele înapoi în tigaie și sucul de la portocale. Și am adăugat și o linguriță cu miere. Atunci când sucul de portocale se evaporă, aripioarele sunt gata. Și la fix au fost gata și cartofii mei rumeniți. Iar acum nu au mai rămas decât să le fac cunoștință cartofilor cu aripioarele de pui. Aripioarele sunt lipicioase, iuți și dulci în același timp și sunt senzaționale. Sper să le încerci și tu cu prima ocazie și apasă butonul de urmărire pentru mai multă inspirație în bucătărie.